Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere de sezon, sau mai bine zis, special făcută pentru ziua copilului. Ideea mi-a venit în timp ce filmam o altă chestiune pe care urmează să o descarc. O să o vedeți în curând, drăgălașă. Și mi-a venit ideea să fac această etalare. Avem și lumină, da, avem și lumânare, avem și sclipici, licurici, și floricele, și cristale, și parfumuri, și jucărioare, doar să ne simțim bine. Ideea mi-a venit de curând, da? Și în această etalare vreau să vedem ce vrea să vă transmită copilul interior din voi. Aveți de ales între fetiță, fetiță, numărul 1. Dragii mei, domni și băieți, puteți să alegeți și fetița dacă vă plac fetițele. Fetița, al doilea număr, aviatorul, da? N-am eu prea multe jucărioare, dar m-am descurcat totuși. Cățelușul, dalmațianul. Și, ups, cuții. Și îngerașul, numărul 4. Vă puneți pauză, da? Vă puneți pauză și vă alegeți. Să vedem dacă eu, cum să fac în așa fel, încât să vedeți. Avem aici două tipuri de mesaje. Să vedeți suficient de clar. Cât de cât ne descurcăm. Deci, setul de cărți cu piatra neagră va arăta latura voastră negativă sau ce îl întristează pe copilul interior. Setul de cărți cu piatra albă, cel bucură pe copilul interior din voi. Acum începem, da? Pac, 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 țac, țac, cum zic eu. Numărul 1, cei care ați ales fetița. Probabil că e o latură feminină. O să vedem ce legătură are cu fetița din voi. Poate fetițele v-au supărat sau v-au bucurat. Rămâne să vedem, să descoperim, da? Doamnele, mă special, poate că... Poate. Nu mai zic nimic, e o chestiune de feminitate, da? De feminitate. Și descoperim dacă fetița din voi sau fetele cu care v-ați jucat sau femeile sau mamele v-au supărat sau v-au bucurat. Hai să vedem. Piatra neagră, da? Piatra neagră ce spune? Numărul 1. Iau de la capătul setului de cărți, Marea Preoteasă și Nebunul. A ținut secret un fel de a fi nebunesc al vostru. Hai să vedem. Numărul 1. Natura întunecoasă a copilăriei voastre. Un secret. Magicianul. Încă una. Natura întunecoasă a copilăriei voastre. Cop de cupe. Încă o carte. Numărul 1. Hai. Mai cu îndrăzneală, nu mai ține secret, că am văzut că erau niște secrete. O dată. Sunt multe. Dar o să păstrez, deci, iar revine, o să păstrez pe 6 de monede, revine nebunul, 7 de monede și 7 de băte. Probabil că într-un anume context a trebuit să vă băteți cu cineva, să vă protejați spațiul, da, din cauza unor personaje mai îndrăznețe decât voi. Fetița unor poate să fie timidă sau îndrăzneață, însă. Hai să vedem. Voi în sine sunteți, cel puțin așa simt, da? Sunteți foarte sensibil, dar sensibilitatea asta devine o latură negativă pentru că deveniți extrem de sensibili și imaturitatea voastră vă duce către manipulare emoțională. A unora, fără supărare, aici încercăm să fim sinceri, da?
Și manipularea asta, dragii mei, nu trebuie să vă simțiți jigniți când spun manipularea asta, o învățăm toți, și voi și noi, de la cei din jurul nostru. Evident, în primul și în primul rând din familie. Cor fi femeile din viața voastră, cor fi femeile din fetele cu care v-ați jucat ceva, o chestiune de manipulare, asta pentru că văd și magicianul. Iar magicianul care ține de comunicare. Ce simt? Latura negativă. Unii oameni v-au păcărit și au plecat. Că sunteți fete, poate băieții v-au păcărit și au plecat. Că sunteți bărbați, poate fetele, într-un fel sau altul, au jucat teatru în fața voastră și au plecat. Au plecat în alte locuri, da? 6 de monede. Să împartă jucările cu alții. Și ați rămas voi, cum am zis, supărați. Este o plecare, este o detașare a cuiva din cauza unui fel de a comunica. Din cauza jocului, poate neclar sau necoerent în regulile care trebuie să respectate. În primul și în primul rând, majoritatea dintre voi, de fapt dintre noi, dar acum vorbesc despre numărul 1, suferiți din cauza abandonului. Și cine vă abandonează, în general, lasă spectacolul, lasă potențialul dintre voi doi, îl lasă pentru material. Cineva părăsit și în câmpul de joacă și în familie v-a părăsit pentru acest interes financiar, pentru a avea mai mult, pentru a primi de la X, probabil în altă parte primește mai multe jucării sau mai multe atenții sau eu știu ce altceva decât în preajma voastră. Și atunci, fetița, inclusiv băiatul, da, apelează la latura aceasta feminină, trăgălașă, cuceritoare, până la un punct. Adică se învață de la cei care au practicat acest comportament, același comportament și într-un context sau altul, ne trezim că încercăm să cucerim, că magicianul impresionează, da, prin aspect, prin comunicare. Deși interesant, fetița asta n-are gură. Puteți să comunicați și prin haine și prin gesturi, da? Ideea este că încercați să impresionați, să comunicați într-un anume fel, apoi plecați înainte de a fi părăsiți. Plecați tot așa unde ați văzut că pleacă și alții, în locuri sigure. Și lăsați acest potențial neîmplinit, pentru că magicianul, spre deosebire de 6 de monede, este o arcană majoră, importantă, cu un potențial imens. Unora poate vă place spectacolul într-un fel sau altul, dar, repet, îl faceți, spectacolul, drama, se manifestă și din punct de vedere emoțional și pe alte planuri. Hai să vedem și latura pozitivă. E extraordinar, iar apar 8 de cupe. 8 de cupe, asta e. Numărul 1, latura pozitivă a copilului interior. Deci copilul interior oricum suferă din cauza abandonului. Acum de ce se bucură? Vedem, latura pozitivă a copilului interior. Două arcane majore, ho-ho! Ho-ho-ho! O să păstrez pe aceasta, Regina de Cupe, și cum a revenit și mai devreme, da? Au venit 3 cărți separat. Și aici, latura pozitivă este că sunteți dispus să așteptați. Aveți o latura voastră, înainte de așteptare, aveți o speranță în voi pe care foarte puțin reușesc să o pună la pământ într-un fel sau altul. Este speranța, cartea speranțelor, dar așteptați oportunitățile. Știți că oricât ar fi de greu, va fi bine. Trebuie să aveți răbdare să vină. Da? Da, ține de credință și de speranță că
Vă veți găsi destinul, persoana lângă care nu vă va părăsi și lângă care veți fi fericiți. Vă veți descoperi destinul, veți găsi calea, direcția, steaua care vă va aduce vindecare și împlinire. Flacăra, geamănă în sufletul pereche. Acum, partea pozitivă este că sunteți foarte puternici. Ați învățat să vă controlați, da? Și să renașteți. O, Doamne, de câte ori o să fi renăscut? Partea pozitivă a unora dintre voi, sper a tuturor, este că încă iubiți, încă iubiți, chiar dacă ați fost părăsiți, pentru bani, pentru avantaje, pentru sponsorizări. Și dacă voi ați procedat la fel cu cineva care v-a fost drag, renașteți din acest comportament după lupte, lupte intense cu egoul vostru, pentru că egoul e casa copilăriei, este casa leului, a cincea, da? Acolo este și copilăria, și arta, și egoul. Și după lupte grele, renașteți, vă transformați într-o variantă înțeleaptă, da? Superioară a voastră, generoasă, darnică, sensibilă, renașteți, renașteți. Am zis că sunteți sensibili. Unii dintre voi învățați să vă transformați această, să transformați acea tendință de manipulare în dragoste adevărată. Pentru că văd 8 de cupe, am văzut de două ori 8 de cupe și judecată. E o chestiune care ține de Pluto, judecată. Pluto și Lună, iar. Pluto și Lună. Într-un fel sau altul. Sunt niște aspecte care țin de casa 8-a sau de casa Scorpionului pentru unii dintre voi. Ia uite, ce frumos. După, interesant apare balanța pentru unii. După ce învățați să analizați, iau ce frumos, să analizați, să vă detașați mental de bani, ce frumos, de o atitudine defensivă, de eforturile voastre de a place, de a place, 10 de bâte, de a fi pe plac cu altora, ia uite, și de a pica în manipularea emoțională a altora, da? Care vă ține într-o atitudine de defensivă, transformați această nevoie de a avea bani, de a crea valori, vă detașați de această nevoie, pentru că monedele reprezintă nevoi, regăsim aici în varianta întunecoasă, să zic, a voastră, și analizați în tăcere, echilibrați, cântăriți lucrurile. Cântăriți, am văzut aici o balanță. Aici reapare balanța, dar într-o altă formă. În tăcere, în tăcere, învățați să alegeți. Corect. După mult timp, după puțin timp, variază. Și ce alegeți, dragii mei, steaua. Am zis mai devreme, faetonul merge către stea și am văzut tot aici la categoria plus. Faetonul merge către 4 de bâte, către un cuplu fericit. Și în momentul în care ați găsit personajul care vă e destinat, această dragoste adevărată, cupele acestea curate, pure, autentice, da? Mergeți super determinați cu toată viteza către acest personaj sau către oamenii, că poate nu e doar un personaj, poate să fie și un consilier, poate să fie o prietenă de suflet, nu contează că sunteți bărbați, da? O prietenă de suflet, nu mai zic că poate să fie dragostea voastră adevărată. Dar după ce o perioadă ați practicat atitudinea aceasta de copiliță, da? Care vreți să atrageți atenția și apoi părăsiți. Către cei care oferă chestiuni materiale, hăinuțe, rochițe, pantofiori. Glumesc, dar știți că în glumă mai există și alte mesaje. Asta este latura voastră întunecoasă. Latura frumoasă este că vă puteți trezi. Vă puteți trezi. Dar pentru trezire există o perioadă în care vă luptați. Va trebui să treceți prin această hiperanaliză, luptă cu egoul vostru, moartea egoului vostru, sau dacă nu moartea, depinde fiecare cum lucrează cu egoul, când trebuie să ajungă în faza de criză teribilă, evoluția voastră. Și ce mai înseamnă cartea aceasta putere? Înseamnă că învățați să colaborați cu această latură. Învățați să colaborați cu acest ego. Colaborarea dintre sinele vostru superior și ego.
Învățați să vă ascultați intuiția, îngerii și, am zis, vă dezvoltați o intuiție și capacitatea de a-i vindeca. Hai să nu mai vorbim doar de faptul că mergeți hotărâți către destinul vostru, către persoana predestinată care v-ați dorit-o, v-ați visat-o, da? Dar treceți. Dacă nu, veți trece, dacă n-ați trecut până acum, veți trece prin niște povești intense până la această iubire. Bărbat, femeie, poate să fie și un bărbat cu energie feminină armonioasă, da? Dar, repet, nu este obligatoriu să fie marea voastră dragoste. Poate să fie un consilier care vă ajută, care vă susține în această trezire. Poate să fie misiunea voastră. Tocmai din cauza că ați trecut prin abandon, învățați să renaște și să stați, să fiți de ajutor celor care trec prin situații similare. Pentru că regina de cupe, ca și regele, pentru mine înseamnă consiliere. Da. Consiliere psihologică, emoțională. Da? Cam atâtic. Acum, cei care ați ales avionul. În primul și în primul rând, cred că majoritatea sunteți bărbați, deși nu obligatoriu, vă place să zburați, vă plac motoarele. Și să visați, vă place să visați. Bărbați, femei, nu contează, vă place să visați, tindeți către nori, către sus, cât mai sus. Sunteți ambițioși, cu alte cuvinte, chiar ambițioși. Hai să vedem, am amestecat cărțile, ia, și aici. Cei care ați ales numărul 2. Aveți o latură creativă pentru că văd portocaliu și galben, încredere în viziunea voastră și în felul în care, sau comunicați frumos, e turcoazul ăsta, comunicați frumos și cu încredere ideile creative care vă vin. Ok, acum. Latura negativă a numărului 2. Opa, 10 de monede. Încă o carte, latura negativă a numărului 2. Ambiția familiei. Familia v-a învățat să fiți ambițioși. Hai. Mănâncă și nasul. Latura negativă a numărului 2. Hai. O să multe. În primul și în primul rând, dorința de a avea bani, de a avea o casă frumoasă, de a avea mulți oameni în jur, de a avea un job. Și asta pentru că ați văzut, poate că ați fost crescuți într-o familie specială, cu istorie, sau chiar dacă n-ați fost crescuți într-o familie specială, ați avut prieteni în preajmă care au fost, da, mai, să vedeți și cartea, care au fost mai răsfățați de destin din punctul acesta de vedere și v-ați dori și voi să aveți. Ok. Ia uite, regina de spade. Încă o carte pentru numărul 2. Am zis comunicați. Comunicați și cavalerul de monede. Aveți o latură aventurieră pe care o țineți în secret, unii dintre voi. Această dorință de a explora, da? Am văzut cavalerul de bâte și aviatorul, ați ales. Dorința de a explora lucruri, locuri necunoscute, dar adesea este ținută mai în umbră sau în secret. În fine, latura negativă. Am zis că faceți parte, unii dintre voi, dintr-o familie cu istorie, unde s-a comunicat într-un anume fel. Uite, eu am în spate, să zic, poate mama, că e o regină, mama a fost mai mentală, logică. Uite, noi am creat această moștenire, du-te, parcă și arată, du-te
și cucerește și tu imperiul tău. Cu răbdare, cu ambiție, du-te și creează. Ceva practic. No emotions. Fără emoții, fără... Da? Și de-aia, din acest motiv, poate unii dintre voi aveți acest cavaler interesant, cavalerul de bâte, îl țineți în secret. Felul vostru nebunesc de a fi, da, mai puțin pragmatic, dar foarte inovativ, creativ, îl țineți în secret, pentru că, da, aceasta este latura voastră, așa ați fost învățați unii dintre voi. Du-te, fă-te doctor, sau fă-te inginer, apropo, că ați ales un, da, un produs mecanic, fă-te inginer, că așa vei face bani, așa vei crea avere, da, cu răbdare, da, trebuie să înveți, ai răbdare, dar știi că vei ajunge tot aici. Aici este comunicarea logică. Este o latură negativă a voastră. Pentru că ați învățat-o de acolo, ce atâtea emoții? Nu, pentru că viața trebuie să fie cum, da? Se și vede. Pentru unii, poate, chiar dacă n-ați avut, repet, această familie grozavă, bogată, cu istorie în viață, ați avut o mamă logică care și-a dorit, da, în subconștientul ei și-a dorit această avere, și-a dorit să facă parte dintr-un neam special și v-a trimis, v-a separat eventual de familie mai devreme, v-ați dus la liceu, la școală sau eu știu pe unde v-ați mai dus, poate nu ați făcut o școală, eu știu ce fel de școli, da? Dar v-a trimis, du-te și fă bani singur, du-te și fă bani singur și construiește cu răbdare. Ca să ai și tu cândva ce poate n-am putut eu să am. Interesant, apare un uliu, da? Ridică-te, ridică-te. Chiar dacă noi nu avem, ridică-te tu. Și creează ce nu am reușit noi să creăm. Puf. Și se întâmplă adesea. Se întâmplă adesea. Hai să vedem. Latura pozitivă. Oho! Latura pozitivă, steaua, ce frumos. Un pic a venit așa. Ați spera și... ceva din acest subconștient, din această umbră a voastră, vă ține un pic în cătușe speranța, dar voi am zis că aici e cavalerul ăla de bâte, care explorează, care visează. Nu ca cel de cupe, visează să facă, să descopere, da? Nu doar să simtă. Da, steaua frumos. Și împăratul, iau de la capătul setului de cărți, împăratul, da. Da, vreți să aveți imperiul vostru, dar undeva sperați, ia să vedem la ce sperați, latura voastră pozitivă, care speră, visează, să ajungă, da, stă la stele, ai ce frumos, mă, nu e așa că e frumos să zburați până la stele, până la destinul vostru, să aveți un destin, oho, să aveți un destin strălucitor, să fiți personalități, iar au ieșit prea multe cărți, să aveți un destin strălucitor, poate că, ia să vedem. Hai să nu mai zic înainte. Dar pentru unii, latura voastră pozitivă este că acolo în mediul în care sunteți, străluciți, printre prieteni, chiar dacă nu sunteți persoane publice, printre prieteni străluciți și veți învăța să străluciți cam pe unde vă duceți. Ia să hai, dăm cartea. Oh, ce frumos! Soarele, copilul interior! Aici este copilul interior, dar aveți aici o luptă, aveți de vindecat acest mental, practic, materialist, da? Pragmatic. Trebuie să vindecați, de a apărut steaua, încă aveți de vindecat ca să ajungeți la acest copil să vă bucurați de trezire, de bucurie, de sexualitatea voastră, că am vorbit de portocaliu, da? Și de galben. Ia uite, la capătul setului de cărți, ia uite, luna, fricile materne în legătură cu această familie. E extraordinar cum au reapărut, da? Aici este frica, trebuie să învățați, să cuceriți, să puneți lumină peste această umbră, peste această frică și încercați pe căi creative. Ha, îmi place numărul 2, îmi place numărul 2. Oh, și spânzuratul, asta e, spânzuratul aici îl văd, vai. V-ați sacrificat, ați stagnat în mentalul ăsta și apoi ați început să vă vindecați, a venit ideea trăsne, trezirea și ideea și soarele pe... Toate au lumină, toate au lumină, excepțional, după ce ați trecut prin transformări, superb, grele, intense, dureroase și ați ales. Și ați ales, după ce ați jonglat, lumină întuneric, materie, spirit. Minte, emoție, planuri, creativitate.
Încă mai aveți de vindecat, încă mai aveți de vindecat, dar, dragii mei, eu cred că, în primul și în primul rând, veți atrage atenția mai devreme sau mai târziu în viața voastră. Veți atrage atenția pentru că, în această perioadă în care ați stagnat din cauza a subconștientului Casa 12, transmis într-un fel sau altul de mamă, în mod special, și de familie, probleme financiare sau lipsa problemelor financiare, da? Aceste lucruri le înțelegeți. Stând pe loc, stând pe pământ, nu vă simțiți voi înși, aveți nevoie să zburați. Asta înseamnă să tăiați aceste legături și să visați. În primul rând, ați început visând, visând, v-ați descătușat de acest mental și visând ați primit niște, în vis ați primit niște semnale și s-a trezit copilul interior. Poate că unii faceți artă. Poate, poate. Zburați până la cer într-o formă sau alta. Chiar dacă nu faceți artă. Am zis, sunteți creativi. Sunteți creativi. Da, puteți folosi acest mental rațional într-un fel creativ care să vă ajute să zburați până la nori. Să vă împliniți destinul, să vă atingeți, eu știu, lumina. Ce frumos, să vă echilibrați emoțional între pământ și cer. Între cer. Era pe vremuri, în tinerețe, ascultam chitară și avea un album sau o melodie. Heaven and Earth. Da. Între ceruri și pământ. Da, pe pământ sunt averile materiale, dar în cer este lumina. Acolo trebuie să fie ceea ce vreți voi să creați pentru viitor, pentru că stea înseamnă vărsător viitor. Soarele, am zis casa a cincea, nu am zis încă, am zis la celălalt număr, casa a cincea, a creativității, a egoului. Dar egoul vostru vrea să rămână copil toată viața, să se vindece de acest stil, da? Și să viseze, amândouă visează. Poate unii dintre voi vreți să faceți astrologie, artă sau pur și simplu, repet, străluciți într-un fel sau altul special. Frumos! Mai, foarte frumos! Vreți să mergeți, dar altfel, nu cu acest cal care pășește cu grijă la fiecare pas, se uită în toate părțile, nu, mai îndrăzneți, mai... M-am văzut mai devreme, cavalerul de bâte, da? Pe care l-a ținut în secret. În secret, apropo de secret, și aici la spânzuratul, Casa 12 a peștilor, acolo este un foc care încet, încet, după ce l-a explorat prin vise, prin călătorii astrale, vă întoarceți din călătorie bucuroși, iluminați și pregătiți de vindecarea voastră și eventual și a altora sau să-i inspirați și pe alții. Aceste două cărți, în mod special, inspiră și pe alții să facă același lucru, să iasă din aceste chingi ale materialității, că e un pom, da? Pom ține de pământ. Frumos, frumos, frumos. Ok, sper că v-a plăcut, da? Hai să vedem. Cei care ați ales numărul 3, în mod special, cred că sunteți prietenoși. Vă place să vă jucați și sunteți și fideli. În principiu, căței sunt fideli. Acum, poate nu vă plac căței, poate vă plac pisicuțele. Ideea este că vă plac animalele. Vă plac animale, sunteți, cu alte cuvinte, firi, empatice și pline de compasiune. Hai să vedem latura voastră întunecoasă. Da, cum am zis, umbra voastră, da, umbra voastră și lumina. Umbra voastră, judecata. Uf. La capătul setului de cărți era 10 de cupe, un idealism. Umbra voastră. Ce vrea să vă spună copilul interior?
Cred că unii dintre voi ați ascultat îngerii, ați avut puterea să auziți, știți, animale aud, au un auz foarte fin. Oh. Wow. Și deși ați auzit că trebuie să renașteți din situații critice, intense, judecata, da, care v-au pus la pământ, aici este umbra. Din loialitate, din prea multă prietenie sau idealism, n-ați renăscut acolo. Hai să vedem și la... Ia, uite. Iar apare 10 de cupe. A trebuit să învățați să alegeți curcubeul, prietenia, dragostea, din cauza că în preajma voastră, măi, au fost niște oameni care v-au rănit foarte mult cuvintele pe care le-au spus. Și în familie, și prieteni, invidioși întotdeauna ați avut în preajmă. Și chiar dacă nu sunt, iar este Pluto. Pluto este o energie pentru mine care ține de karma pe care o aveți cu anumite persoane. Și Pluto, pentru că e casa 8-a, Scorpionul, este și casa transformării, evident, dar și a familiei. Familia din care v-ați născut sau familia care v-ați făcut-o v-a adus multe răni. Dar acum vorbim totuși de copilărie. De ce v-a adus multe răni? Pentru că din trecut, că v-ați întrupat și ați stat în preajma unor oameni care au venit din alte vieți și nu și-au rezolvat ei karma și au continuat-o cu voi. Felul de a comunica, o comunicare extrem de negativă, strategică, invidioasă. Și totuși, am zis, ați avut avertizări. Dar această traumă este atât, deja simt, atât de intensă, încât v-ați pierdut încrederea că puteți să renașteți. Că puteți să ieșiți în acest coșciuc în care v-au pus unii, mental, verbal. Că voi nu sunteți în stare de nimic, că voi sunteți nu știu cum, acuzații pe nedrept, care v-au rănit inima. În acest motiv, poate că sunteți extrem de loiali, unii dintre voi. Dar ideea este, da. E un idealism al vostru. Chiar credeți că oamenii se vor schimba, judecata înseamnă renaștere, că poate oamenii se vor schimba? Nu. Nu. E un idealism care v-a adus multă, multă durere. Ia uitați, exact la latura pozitivă, durere, idealism. După care începe lecția spirituală, care vă aduce mai aproape sau într-o casă armonioasă, într-o altă casă. Poate să fie legătură cu prietenii, poate să fie întâlnirea cu sufletul pereche, flacăra geamănă, cine știe după cât timp, da? După ce înțelegeți acest idealism care v-a adus multă durere. Și nu doar, schimbați energia din durere în speranță. Idealismul este una, speranța este alta. Latura pozitivă, latura pozitivă a voastră. Din cauza că ați avut în preajmă oameni toxici, ați preferat animăluțele de companie, pentru că ele sunt mai sincere și vă oferă dragoste și nu vă jignesc. Unii dintre voi, evident. 10, 7 de bute, încă o carte, datura pozitivă. Asta era. Oh, ce frumos, Doamne, ajută, aici este lecția spirituală. Lecția spirituală. Înțelegeți tradițiile. După ce ați suferit cât ați suferit în preajma unor oameni apropiați, înțelegeți și spiritualitatea
și tradițiile, scuze, și familia, arborele genealogic altfel. Acum, ce aveți frumos? 10 de cupe, 7 de bâte și regina de cupe. Învățați, dragii mei, când o să apuc să reușesc să vorbești despre aceste lucruri. Am zis că sunteți super sensibili, super iubitori, iubitori și idealiști. Îi vindecați și pe alții, le aduce speranță, tot așa copilărie, culoare, poate că faceți artă cu regina de cupe și 10 de cupe, zodia peștilor, rămân special sau alt semn de apă sau orice alt semn. Ideea este că puteți să fiți orice semn, da? Aveți acolo marcaj pe lună și alte planete care vă fac, cum am zis mai devreme, sensibili, creativi, iubăreți, iubăreți, jucăuși. Jucăuși, chiar dacă în sufletul vostru această latură încă mai este atinsă de oameni care folosesc genul acesta de cuvinte. Însă, dragii mei, trebuie să renașteți. Asta este judecata. Aveți multe semnale în acest sens și le amânați. Cu cât le amânați, cu atât este mai grea renașterea. Ascultați-vă, e un semn de... E salvarea, da? Salvarea voastră, spiritualitatea. Ia uitați aici, marele preot. Salvarea voastră este speranța, credința, dragostea. Și latura voastră pozitivă se va manifesta la maxim când veți pune granițe în jurul acestui ideal și acestei iubiri. Nu împărtășiți, dragii mei, cu oricine, pentru că nu oricine merită. Oricine și câine, știți, interesant că ați ales câine, da? Câinii simt, intuiesc, intuiția voastră, intuiesc și regina de cupe intuiește. Cine este dușman și cine este prieten, da? 7 de bute, am zis, învață să-și apere iubirea, familia, dacă veți avea, când veți avea sau o aveți, da? Copilăria. Capacitatea de visare, da? Și, după ce o apără, o oferă cât ocupă, dar în acest ocean de sensibilitate oferă cât ocupă celor care au și ei probleme. Îi vindecați și pe alții, aveți această posibilitate să îi vindecați. Prin felul în care vă arătați prietenia, în special asta, pentru că pentru mine câinele înseamnă prietenie, loialitate. Dar este și vibrația voastră. Radiați, aveți o... Sunteți copii curcubeu, unii dintre voi, da? Dar aici este. Ca să vă puteți bucura de aceste două superbe cărți, trebuie să vă ascultați intuiția, adică să vă vindecați, să vă eliberați, să renașteți din această mare durere care v-a fost provocată, jigniri profunde. Da? Și să vă protejați. Nu oferiți oricui dragostea voastră. Nu merită oricine. Nu merită. Și spuneam câinii. Câinii au o intuiție fantastică. Știu când să se joace și când să latre, când să muște. Da? Apropo de granițe personale. Și aici este învățătura pe care va trebui să o și promovați la un moment dat. Latura voastră pozitivă este că veți putea, regina de cupe consilier, marele preot de profesor, veți putea învăța și pe alții să-și găsească stabilitatea, o familie frumoasă, sau să-și înțeleagă familia, să-și înțeleagă arborele genealogic și totuși să crească spiritual. Puteți să fiți profesor, ghid spiritual unii dintre voi. Dar aveți aici niște mari dureri pe care trebuie să le vindecați. Wow! Cam atât. Numărul 3. Hai să vedem numărul 4 până amestec. Numărul 4. Crede în îngerași. Încearcă să aibă credință, da? Încearcă să aibă credință, numărul 4. Să viseze la zâne, la fata aceea frumoasă sau zâna aceea care ne transformă, da? Probabil că unor vă place să meditați,
să zburați cu gândul. Latura voastră negativă. Hai să vedem. Latura voastră negativă. Copilul interior. Copilul interior probabil că a văzut mulți îngerași, a citit cărți cu îngeri și îi place să se roage. Dar hai să vedem latura voastră negativă. Soarele. Latura voastră negativă. Latura voastră negativă. Cei care ați ales numărul 4. Interesant. Soarele este energie masculină și aici văd regele de monede, tot energie masculină. Probabil tatăl vostru v-a influențat foarte mult felul în care gândiți. Acum, rămâne să vedem și ce cărți apar la latura pozitivă. Am senzația că unii încercați să analizați noțiuni care țin de credință, de rugăciune. Și să vă fixați mai mult pe tradiții. Pe ceea ce ați învățat la tatăl vostru, la capătul setului de cărți, iaute, cavalerul de monede. Pe creația materială. Dar hai să vedem și latura pozitivă ca să o înțelegem mai bine că soarele totuși. Soarele este ego-ul. Ar putea să fie și frica voastră a unora dintre voi. Dau mai multe variante pentru că așa simt. De materialitate. Clarificăm totuși acest soare, ia. Clarificăm soarele. Clarificăm soarele pentru numărul 4. Ia uite, da. Aici este o dezamăgire, soarele. Ia, tu voi vedeți. Da? Soarele a fost clarificat de 3 de spade. Da, posibil pentru un tată, în mod special. Un tată sau un personaj foarte... Da, vorbim de copilărie, da? Tată, energie masculină. V-a rănit foarte mult și trebuie să vă vindecați. Trebuie să vă vindecați, să vă păstrați credința și să vă construiți o stabilitate. Acum, încercați să nu copiați acel exemplu negativ. Ego-ul cuiva, ego-ul, strălucirea cuiva v-a rănit. Felul în care a comunicat, poate a fost prea mândru acest personaj, v-a rănit și a trebuit să vă vindecați. Ei, că tu copile nu o să faci ca mine sau că nu ești în stare, uite cine sunt eu. Și aici încercați să analizați, să vă luați această sabie a dreptății, a înțelegerii și să vă creați voi stabilitatea financiară, aurul, da, monedele, aurul este de fapt simbolizat, sau soarele simbolizează și aurul într-un fel sau altul, da? Dar nu este un aur material, nu este un aur spiritual. Și aici este, trebuie să învățați să vă vindecați, 4 de spade, vindecă. Sufletul, ego-ul, energia masculină, trebuie vindecată. Felul în care acționați. Impresia că dacă aveți aur, cu soare și cu regele de monede, avere, mai ales regele de monede, poziție socială, politică, veți ajunge la aceeași înălțime sau strălucire ca acel personaj din trecut care v-a rănit. Dar aici este. V-a rănit rău de tot cu 3 și cu 4, pentru că 4 are nevoie de mult timp să se vindece, da? Stă la pat, se vindecă. Trebuie să-și găsească credința. Apropo de îngerași, trebuie să vă găsiți credința. Da, ați stagnat. Ați stagnat, dar trebuie să învățați o nouă, să aveți o nouă viziune. Numărul 4. Ia uite, transformarea. Mai ce cărți vine după. Da, să scăpați de această răceală față de cineva care v-a dominat. Da, soarele și regele de monede a încercat să vă domine. Tată,
În mod special pentru că aș spune soț sau șef, dar vorbim de copilărie și atunci este un tată, poate să fie și bunic, poate să fie și un unchi. Și o femeie cu o energie masculină, eventual, poate, care ia prea rolul de bărbat. Că sunt și femei care se poartă, da? Zoe fi bărbată, ca un bărbat. Latura pozitivă a numărului 4. Capacitatea imensă de a renaște din morți, da? Din boală. Probabil că aveți marcaj în Scorpion. Oh. De a trece. Oh, ia uite, 8 de cupe. De a vă detașa emoțional, de a merge către 9 de cupe. Regăsirea voastră, fericirea voastră, soarele vostru, speranța voastră. 9 înseamnă speranță și apoi 10 soare, da? Fericirea maximă. Oh, ce frumos, ce frumos. Iar apare, da? Detașați-vă de cei care v-au păcălit, da? De cei care v-au păcălit. Aici este. Dezlegați-vă, fugiți din locurile care nu vă oferă perspectivă și mergeți către 10 și asul de cupe. Ce am zis? Fericire, vindecare, vindecare după moarte și renaștere și fericire. Mergeți către 9 și apoi către 10. Asul de cupe va aduce 10, da? Wow, ce frumos! Latura voastră pozitivă, copilul interior poate să renască, să se transforme, să vă schimbați, că Gemenii își schimbă fețele, da? E cartea Gemenilor în mod special și Scorpionul. Să schimbați felul în care comunicați, să vă schimbați, să vă reinventați. Wow, ce mesaje! Și în primul rând, puterea de a lăsa în urmă, de a lăsa cupele goale. Oamenii care v-au rănit, aici, care v-au pus la pat și v-au rănit. Mergeți către... Amândouă țin de Scorpion. Venus în Scorpion sau alte planete în Scorpion. Mergeți către nou, către echilibrul vostru femininul și masculinul din voi trebuie să se echilibreze. Comunicarea cu îngerii, că v-ați ales îngerii, dar care a fost provocată. Da? Care v-a fost provocată. Și am putea vorbi foarte mult despre lucrurile astea, dar încerc totuși o etalare mai scurtă. În momentul în care vă transformați și vă eliberați aceste cupe goale și acest fel de a fi, vă veți găsi și perechea ideală. Vă vor ajuta îngerii în a vă găsi perechea ideală, dar înainte de toate trebuie să vă echilibrați voi în voi înșivă, masculinul vostru cu femininul vostru. Pentru că masculinul a fost foarte rănit. Foarte rănit. Și patru, acasă. Acasă s-a întâmplat. Mergeți către noi colaborări, către oamenii care vă susțin, care sunteți în armonie, nu care vă pun jos la pământ sau la pat, da? După ce vă ridicați în această stare de boală, de durere, da? Prin credință, a apărut îngerașul. Nu vă mai întoarceți la persoane rigide, tradiționale, nu. Mergeți către oameni cu care aveți colaborări armonioase, colaborări divine sau ghidate de divinitate. Șase. Echilibrate, trei și trei, da? Ce frumos că apare aici îngerul, într-o altă formă, mult mai strălucitor. Probabil și credința a fost pusă la întrebare, da? A fost influențată de acest personaj, Soare cu trei de spade. A, dacă nu reușesc să fiu ca voi, înseamnă că n-am credință, sau ca X, ca Y, da? Înseamnă că n-am credință, înseamnă că Dumnezeu nu mă ajută, înseamnă că Dumnezeu nu mă binecuvântează, dar poate ai altă misiune. Poate ai altă misiune. Misiunea ta este să creezi contacte, dar nu să strălucești de unul singur, da?
și să-i rănești pe alții cum v-au rănit alții pe voi, ci să creezi legături. Eventual să fii mediator între oameni care se potrivesc. Dar, repet, ca să ajungeți aici, trebuie să ajungeți la 9 de cupe. Să renașteți, să aveți satisfacție și respect față de voi, satisfacția în voi. Cupele voastre, alea mai mici, sunt ale voastre. Chiar dacă sunt mici, sunt câștigate cu transformări și cu dureri. Am mai spus de nu știu câte ori, succesul nu constă în cât de strălucitor sunteți în public, ci prin câte ați trecut pentru cel mai mic, cea mai mică reușită. Dacă cineva vă judecă, vai că tu nu ești ca mine, lăsați în spate. Să fie niște oameni morți, că de fapt asta sunt. Da? Se pun mai presus de alții. Cât de mic succesul a trebuit să treacă prin multe dureri și transformări. Da? Frumos. Frumos. Sper că v-a plăcut și aștept comentariile voastre. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și copilul din voi să se bucure de ce e mai frumos și de calitățile sale, pe care sper să le descoperiți din ce în ce mai mult și mai profund. Ceau, ceau, numai bine, pa!